Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În tutorialul de astăzi vreau să vă vorbesc despre un instrument din aplicația Microsoft Excel extrem de util în analiza datelor și anume Pivot Table. Pentru exemplificare am construit o foaie de calcul în interiorul căreia am introdus rezultatele elevilor claselor a la tezele la limba română și matematică. Avem patru clase, 9A profil Mate Info, 9B profil științe și 9C și 9D, profil filologie. Și ne propunem să răspundem la câteva întrebări. Câte note de 10 au fost acordate la teza la matematică elevilor de la profilul filologie? Câte note de 10 au fost acordate la teza la limba română elevilor de la profilul MateInfo? Câte note sub 5 au fost acordate la teza la limba română elevilor de la profilul științe? care este media notelor acordate la teza la limba română elevilor de la profilul filologie, care este media notelor acordate la teza la matematică elevilor de la profilul mate info, dar la profilul științe, care sunt elevii cu note de 10 la ambele teze, dar cu ambele note de 4. Bineînțeles că pentru a răspunde la aceste întrebări putem folosi funcții implementate în Excel dar pentru tabele ce conțin foarte multe înregistrări este mult mai facilă utilizarea instrumentului Pivot Table. Pentru început vom selecta zona care conține datele ce trebuie analizate. După realizarea selecției se acționează meniul Insert și apoi alegem opțiunea Pivot Table. Regăsim în zona Table Range exact zona pe care noi am selectat-o. Se acționează butonul OK și observăm că Microsoft Excel a creat o foaie de calcul nouă pentru implementarea acestui instrument. În partea stângă a ferestrei regăsim posibilități de a stabili ce date să fie afișate pe rânduri și pe coloane. Prin metoda drag and drop, vom alege acele zone care să furnizeze date pentru coloanele acestui tabel pentru rânduri și pentru valorile eventualelor formule de calcul la care o să apelăm. De exemplu, pentru a răspunde la prima întrebare, câte note de 10 au fost acordate la teza la matematică elevilor de la profilul filologie, vom alege pentru coloane profilul și, după cum spuneam, prin metoda Drag and Drop vom uh, trage uh, coloana numită profilul peste columns apoi nota teză la matematică o să furnizeze date pentru rândurile tabelului și bineînțeles tot nota teză la matematică va furniza valori pentru o eventuală formulă se observă că implicit Excel-ul apelează la formula adunării tuturor datelor ce le-a regăsit în zona nota teză la matematică dar noi, noi nu intenționăm să adunăm aceste note, ci intenționăm să numărăm câte note au fost acordate în funcție de nota respectivă. Pentru acest lucru vom acționa această săgețică din zona Values și din meniul contextual apărut vom alege opțiunea Value Field Settings. În această fereastră regăsim câteva funcții care sunt implementate în Excel. Printre acestea regăsim funcția COUNT care va număra toate celulele în care se regăsesc valori sau, mai jos, COUNT NUMBERS va număra acele celule în care sunt introduse numere. Vom alege opțiunea COUNT NUMBERS, executăm click pe OK și observăm că datele din tabel s-au modificat. De exemplu, pentru nota la teza la matematică 3, un singur elev a luat această notă, iar pentru 10, pentru profilul filologie au fost 8 note de 10, pentru mate info au fost 3 și pentru științe au fost 6 note. Întrebarea noastră era câte note de 10 au fost acordate la teza la matematică elevilor de la profilul filologie. Cu ajutorul acestui filtru ce se regăsește în acest tabel, putem selecta doar profilul filologie. Și în acest moment vedem că la filologie la teza la matematică au fost pentru nota 4 9 elevi care au luat această notă, iar pentru nota 10 au fost 8 elevi. Pentru a afișa doar numărul de note de 10 la profilul filologiei vom acționa acest filtru, vom debifa opțiunea selector și vom alege doar nota de 10 la teza la matematică. În acest moment observăm că pentru profilul filologie au fost 8 elevi care au obținut nota 10. A doua întrebare. Câte note de 10 au fost acordate la teza la limba română elevilor de la profilul MateInfo? Pentru a răspunde la această întrebare ne întoarcem în foaia de calcul corespunzătoare instrumentului Pivot Table. Vom debifa nota teză la matematică deoarece nu mai dorim analiza acestor note și vom alege notă teză la limba română pe care prin metoda drag and drop -o, o să o aducem în zona values, modificăm și funcția ce va fi folosită din sum în count numbers și tot notateza la limba română o să o stabilim pentru datele rândurilor. Profilul pentru care dorim analiza nu mai este filologie, ci este Mateinfo. Cu ajutorul acelui filtru vom selecta profilul Mateinfo. Bineînțeles că vom filtra tabelul nostru în așa fel încât să ne fie afișate doar numărul de note de 10. Și se observă că pentru profilul Mateinfo au fost obținute două note de 10. A treia întrebare. Câte note sub 5 au fost acordate la teza la limba română? elevilor de la profilul științe. Nu avem altceva de făcut decât să apelăm la filtre tabelului respectiv, vom alege întâi profilul științe și apoi vom selecta doar notele sub 5. Și observăm că pentru profilul științe au fost luate note de 4 în număr de 2. A patra întrebare. Care este media notelor acordate la teza la limba română vilor eh, de la profilul filologie? Vom filtra întâi profilul alegând filologie. Vom alege toate notele obținute iar pentru formula eh, la care o să apelăm eh, nu va mai fi numărarea notelor ci va fi funcția average pentru a calcula media acestor note. În acest moment observăm că media notelor obținute la limba română la clasa cu profil filologie este de 7,16. A cincea întrebare. Care este media notelor acordată la teza la matematică elevilor de la profilul MateInfo, dar la profilul științe? Pentru a Luăm în calcul notele la teza la matematică, vom renunța la datele furnizate de coloana nota teza la limba română, vom alege nota la matematică, o să o aducem în zona values, vom alege funcția average și vom selecta profilul matematică. Observăm că media la teza la matematică pentru profilul Mateinfo este de 6,48. Pentru a afla media notelor la profilul științe, vom apela din nou la filtru și vom alege științe. Pentru științe, media la matematică este de 6,36. Și întrebarea cu numărul 6, care sunt elevii cu note de 10 la ambele teze, dar cu ambele note de 4? Pentru a realiza acest lucru vom folosi date preluate din coloana Nota la teza la română și Nota la teza la matematică, dar aceste date le vom furniza unor filtre, iar pe rânduri vom, vom afișa numele elevului. Bineînțeles că la cele două filtre care au fost introduse vom alege notele de 10. În acest mod noi am afișat doar elevii care au luat nota 10 atât la teza la limba română cât și la teza la matematică. Aceștia sunt trei elevi, elevul 120, elevul 36 și elevul 66. Bineînțeles că pentru a afișa elevii care au luat 4 la ambele teze, Vom modifica valorile din filtru, selectând pentru ambele teze nota 4. Și vedem că sunt 4 elevi care au obținut nota 4 la ambele teze. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, sper că v-a fost de folos, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!